În perioada 30 decembrie, polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava și cei din cadrul subunităților teritoriale de poliție, în cooperare cu specialiștii Gărzii Forestiere Suceava și ai Direcției Silvice, au organizat acțiuni punctuale pe raza județului pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite în domeniul exploatării, transportului, depozitării și prelucrării masei lemnoase. Au fost efectuate 45 de controle, fiind aplicate în total 288 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 170.000 de lei. Polițiștii au confiscat 124,61 metri cubi material lemnos în valoare de 35.947 lei. Vineri la ora 14:10, o patrulă din cadrul secției de poliție Burdujeni a oprit pentru control pe strada Calea Unirii din localitate autoturismul cu semiremorcă condus de un bărbat de 51 de ani din județul Botoșani care transporta pom de Crăciun. În urma verificării celor două avize de însoțire prezentate de conducătorul auto pentru cei 50 de pom de Crăciun transportați, polițiștii au identificat în plus 10 pomi, fără ca aceștia să fie marcați cu amprenta dispozitivului dreptunghiular. În cauză s-au dispus sancționarea contravențională a conducătorului auto, iar cei 10 pomi de Crăciun în valoare de 200 lei au fost confiscați și predați în custodie ocolului Silvica Dâncata. Sâmbătă la ora 14, un echipaj mixt format din polițiștii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava și specialiștii Gărzii Forestiere Suceava au oprit pentru control pe drumul județean 209G pe raza comunei Straja autovehiculul cu semiremorcă încărcat cu material lemnos condus de administratorul unei societăți cu sediul în comuna Straja. Întrucât existau suspiciuni cu privire la faptul că materialul lemnos încărcat în semiremorcă reprezintă al doilea transport efectuat în baza acelui așa aviz, s-a procedat la inventariere, rezultând cantitatea de 21,187 metri cub lemn rotund de esență rășinoase, conducătorul auto recunoscând faptul că l-a transportat în baza avizului cu care a mai efectuat un transport în aceeași zi. În cauză s-a dispus sancționarea contravențională a societății comerciale, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantității de 21,187 metri cubi lemn rotund de esență rășinoase în valoare de 6.300 lei, ce a fost predată în custodie ocolului Silvic Falcău. Cu numai două săptămâni înaintea Crăciunului, polițiștii atrag atenția cu privire la respectarea legislației în domeniul silvic. Inspectoratul Județean de Poliție Suceava solicită cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate și spirit civic și să sesizeze de îndată poliția atunci când ea lua cunoștință despre acte ilicite în ceea ce privește exploatarea, transportul, depozitarea sau comercializarea de material lemnos de orice natură, în special abrazilor de Crăciun.